Domnul atotputernic sănătate și voie bună. Dorești, te cred, Domnului nostru, atotputernic nu-i doresc sănătatea pe care nu o are. Ce desfiești ca o fecioară când dă cu ochii întâi aș dată de ce e drag? Care ești? De la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine? Sau de la tătâne tu rare? Stăpâne, nu am învățat știința ieftului, dar pe când mă taie capul, socul n-a dat niciodată trandafir. Când te-ar tăia capul, cum taie brațul tău, dintr-un pescar are și preț, deci au prins pescarii de la începutul lumii și până s-ar sfârși și pești și pescari. Maestre, ținește microfonul la calul meu. Doamne, mai bine. Ce să fie mai bine? Rareș, tu nu ești un băiat cu mine. Pentru ce, Oana? Da, Oana mi s-a plâns că nu-i prins pui de sălbăticiuni. De ce? Te-ai făcut mare, o să ajungi hatman. Doamne. Oh, prostule. Ce te-a cucerit? Am venit. Dacă n-ai fi venit, n-ai fi aici. Să? Să? Iartă-mă, Doamne, iubesc. Ba o să vezi că o să mă îndrăgăsesc eu. E fată bună. Bună și frumoasă, firește. Bună. Capita, cald. Bună, săracă și fără părinți. Fără părinți. Atunci cum s-a născut? Necunoscuți, Maria ta. Ai dreptate. Că tu cu tatăl de vorbi nu l-ai cunoaște. Iubesc pe Oana, Maria ta. Bătrânețile. Da, Oana e fată bună și frumoasă și cu mine. Piciorul meu știe. Și eu și Dumnezeu. Săracă și fără părinți. Tu știi, Dumnezeu n-a aflat și mă îndoiesc. Mi-o pețești ca pe un copil și e copil mititica. Bine, dar ei, i-ai spus? Da, Maria ta. Și? Că mă iubește ca pe un frate, dar că nu suntem nimic, că aș fi boier și ea... Aș. Doamnă, ce frumos ești îmbrăcat. Rarești tocmai povestea că iubește. Pe cine cineva, Oana, să se gândească la Petru și mai sus. Rareș, dar și tu ești un copil. Abia să fi împlinit 21 de ani. Ei, dar și tu știi din cine te-ai născut? Și eu. Ia unul din caii mei, fie și pe Voitiș. Știu, să nu-mi calegi pe Voitiș, ci să iei un cal care să te ducă ca vântul pe fața pământului. Să nu ocolești nici deal, nici munte, nici vale, nici azi, nici cot. Până în Hârlău. Și să-i spui Rareșoaia așa. Mamă, mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă și fără părinți. Este Oana de la curtea Maria Betului, eu am o Moldove și ce ochii zui ea să vii să-mi spui că despre mine vă blagoslovesc pe amândoi. Zbor! Să te văd, nu pe acolo Rareș, că nu o să ieși prin zi. Fatima Mario. Un copil mi-aduce aminte de vremile vechi. Nimic. Trecător. Rău am făcut. L-am crescut în neștiință. Săracul Petru. Va afla tot. Să-l privim când pleacă. Să-l privim. Da, a luat pe Dereș. N-am mai văzut un călăreț care să înghidă depărtările. Mă, multă sănătate, Rareșoai. Iartă-mă, Doamne, o biată bătrână, pe după deal, la vale, ca o măgâldeață, abia se mai vede, nu se mai vede. Sângele moșatinilor n-are astâmpă, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte. Să zic nu, m-aș uni cu dușmanii țării împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Să norie un tron din slava lui trecută și un altul se ridică din strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, plângesc pe celălalt. Între aceste două mărini, inima mea de femeie nu găsește. Ștefan a trăit. Bogdan începe. Da. Să-i aplaudăm pe cei de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, care au interpretat sceneta Ștefan a trecut, Bogdan începe. Da. Felicitări! Invităm acum pe cei de la Colegiul Tehnic Miron Costin,
care vor interpreta sceneta istorică Arc peste timp, de la Roman I Mușat la Marele Ierarh Melchisedec Ștefănescu. Roca Florin Cristinel, dascălu Daniela Alexandru, Țicu Emanuel, Crăiescu Beatrice Daniela, Enea Ionuț, Antăl Lucian, Calfa Bianca, diaconul Robert Viorel, profesor coordonator Cristea Mariana și Scorțescu Ana Loredana. Și de aceea, elevii Colegiului Tehnic Miron Costin și-au propus să aducă în atenția dumneavoastră personalități ale culturii romașcane, creând un arc peste timp, de la Roman I Mușat la Marele Episcop Melchisedec Ștefănescu și contemporanii săi, Mihail Pocanicianu, Dimitrie Sturza, Catinca Sturza și Carol Davila. Trecutul trebuie serios studiat și cercetat. Nu a rupe cu trecutul, ci a ne lega mai strâns trebuie cu trecutul nostru. Prin studierea naționalității noastre, în toate ramurile ei, prin lumile bărbaților din trecut, care au lucrat la fondarea națiunii noastre, prin virtuțile lor, civile, religioase și morale, care dau caracter național românesc, chiar greșelile lor sunt învățătoare pentru noi, spre a ne feri de ele, ca unele ce aduc consecință funestă, iar noi să nu fim venetici în țara noastră, căci aceea înseamnă a ne rupe cu trecutul și să fim reduși la căsca gura când la Petersburg, când la Constantinopol, când la Viena și când la Paris și ceea ce se face pe acolo să facem și noi ca maimuțele și totodată să credem că facem un progres în România. În Cronica Romanului și Episcopiei de Roman, Marele Episcop face referire la vechimea și originea orașului nostru. Domnul Roman Vodă, într-un uric al său din anul 1392, martie 30, ne spune că el atunci se afla în cetatea de la Roman, pe care o numește cetatea sa. Marele singur, stăpânitor din mila lui Dumnezeu Domn, eu, Roman, voievod stăpânitor al țării Moldovei, de la munte până la mare, am dat cu fiii mei, Alexandru și Bogdan, slugii noastre Iona și Viteazul, pentru credincioasă slujbă, trei sate pe Sirep, pentru uricul lui, cu tot venitul în veac, copiilor lui și nepoților lui și strănepoților lui, cu tot dreptul. Numele satelor, Ciorsa Ceuți, Vladimărăuți și Bucurăuți, iar hotarul lor, din jos de la Mareșăuți, valul care este de-a curmezișul câmpului până la Siret, apoi cealaltă parte a Siretului, la capătul de jos al Poenii, Omovilă, și de acolo drept peste Luncă, la Fântână, Omovilă, și de acolo drept la Bucovină, Omovilă, și de acolo pe marginea Bucovinei în sus până la hotarul Serbescului la Teiu, Omovilă, de acolo către Topliță, aici Omovilă, și de acolo către Siret, Movila de mijloc, și de acolo peste Siret, în sus până Bucovina cea mare, pe unde iese drumul de la Dobrinăuți, la capătul câmpului, și de acolo pe marginea Bucovinei, pe deal, la vale până la val. Acesta este tot hotarul locului. Iar la acesta credința mea și credința fiilor mei, jupânului Iuga, credința jupânului Stețco, cu frații lui, credința bratului Netedul, credința lui Stanislav, credința panului Dragoș Viteazul, credința lui Stabrici, credința panului Vlad, a panului Ghidea, a panului Grozea, credința panului Costea, credința lui Oriș, credința tuturor boierilor moldoveni. Iar pentru tăria acestuia și pentru pomenire, am poruncit să atârne pe cetea noastră cea mare ca să nu fie clintit acesta niciodată în veac. S-a scris cartea în alul 6900 de plin în luna martie 30 de zile, în cetatea noastră a lui Roman Voievod. Ca demn urmaș al celui ce se consideră fiind temeitorul orașului de pe Siret, Marele Erar Melchisedec Ștefănescu, prin renumele ce l-avea în anul 1859 și prin legăturile cu mari bărbații ai țării, Carol Davila și Dimitrie Sturza, era chemat ca ministru de culte și instrucțiune în guvernul alcătuit de Mihail Cocălnicean. Te voi propune principelui Cuza, ca ministru al cultelor și instrucțiunii publice.
Îți mulțumesc, onorabile domn, pentru demnitatea ce dorești a-mi oferi în guvernul ce cu devotațiune pentru țară îl vei conduce. Și pentru că vremurile erau tulburi și țara era la nevoie, marele erar și-a adus oborul la ce se facea atunci pentru independența noastră statală. Înconjurat fiind de oameni cu drag de țară și popor, a reușit să aline suferința celor răniți pe frontul de la Plevna. Soldații români, cu sângele lor, au scris o pagină neștearsă în istoria poporului, ce cu mândrie se trage din neamul mușatin. Îți mulțumesc, prea sfinte părinte, pentru nobila ta purtare și a dumneavoastră bunăvoință, pentru că ați contribuit într-un moment greu pe care îl traversează țara în acest încercat război. Și cum preacuviosul părinte avea pasiuni în cercetarea de cronici, hrisoave și însemnări, așa cum ne-a dovedit-o și prin traducerea hrisovului, ce reprezintă actul de naștere al romanului, se retrăgea, când țara era antignă, în liniștea duhovnicească a cărților. Preacuvioase părinte, în spiritul prieteniei noastre și dragostea noastră față de neam și de cititul cărților într-o hrana minții și îmbogățirea sufletului, eu și fratele meu avem cinstita onoare de a vă avea oaspete în umila noastră reședință de vară de la Micloșeni. Hrisoavele vechi, dar și noua colecție de reviste apărute la București, prin editura Cartea Școalelor, vă așteaptă să le dezlegați tainele înțelesurilor. Așa să fie pentru bătrânețile mele această liniște, cum a lăsat-o neamul mușatin al lui Roman I și cum vor dori au primit-o cei ce se mândresc cu vechimea urbelor, într-un slava Domnului și a celor ce îl slăvesc pe el. Felicitări Colegiului Tehnic Miron Costin, Roca Florin Cristinel, dascălu Daniel Alexandru, Țicu Emanuel, Crăiescu Beatrice Daniela, Enea Iunuț, Antăl Lucian, Calfa Bianca și diaconul Robert Viorel. Invităm acum Colegiul Național Roman Vodă, care va interpreta sceneta istorică File de cronică mușatină. Interpretează Lupușorul Radu, Munteanu Alexandru, Peiu Costin, Gherghel Monel, Monac Alin, Chițimuș Vlad, Helman Marius, Toma Victor, Enea Rareș, Nedelcu Bianca, Butnaru Bianca, Farcaș Amelia. Profesor, coordonator Nacu Anda, Tanoviș Mihaela și Radu Cristina. Să-i aplaudăm! Mult succes! De sfânta sărbătoare, din 21 de zile ale lui Florar, cetatea construită în timpurile lui Roman Mușat, gătită în straie nouă, se pregătea de ospăț îmbelșugat, avându-și framul Taman de ziua Sfinților Împărați Constantin și muma sa Elena. De-a lungul zidurilor și în ogrăzile călugărilor ce șeveau sălașul în curțile bisericii episcopale, puhoi de norod. Toți cei care purceseră spre hramul Romanului știau că vor avea parte de un ospăț îndestulător, căci mâncare și vin erau din belșug, iar biserica nu se dăduse niciodată înapoi de la grija enoriașilor săi.
Sârguința boierilor și milostenia voievozilor înzestraseră îndestulător acest sfânt lăcaș. Câmpiile mănoase, de pe lângă apele cele ce străbăteau ținutul, turmele de berbecuți ce creșteau pe povărnișul muntelui, podgoriile ce se rumeneau pe coastele dealurilor și cu mila celui de sus, puteau sătura mulțimea de norod, mai numeroasă decât cea strânsă acolo în acea luminată zi a leatului, 1458. Slujba din tâi se mântuise la biserica cea mare din cetate, când toaca începu a măsura ritmat în turnul de la poartă. Apoi, clopotul cel bătrân începu a suna rar, numai într-o dungă. Grămezile de oameni prinseră a se mișca neliniștite. Se întrebau mai întâi din ochi și apoi dădeau glas. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce veste ne aduce toaca din turnul de la poartă? Mulțimea forfotește la auzul clopotului cel bătrân. Ce tâlc ascunde sunetul de clopot? Iubit norod, doar două zilele până când, la lumina făclie cele de ceară, am deslușit cartea ce vestea venirea Măriei sale Ștefan Vodă la hramul Sfintei Cetăți a Romanului. Iar azi, norocul ne fericește, căci mult nu mai este până când Măria sa va fi ajuns aici, printre noi. Dacă bate clopotul și vine Măria sa, cine știe ce are să se întâmple? Au să iese puhoaie, are să se reverse apa Moldovei, are să pornească iar un război. Să fie oare cumplit la vedere, așa precum se spune? Are un anume Baloș cu care cearte pe unii boieri, scuturându-i, precum se spune? A ieșit spaimă la toți craii despre acest Ștefan Vodă, cum că se abătește și cu cetatea Mutinului și Achiliei. Și este o poveste cum părintele său, Bogdan Vodă, s-a blagoslovit în taină la o biserică din muntele Atosului ca să se ridice în zilele lui cu puteri mari de oști și să bată război cu spurcații ismailiteni. Prea fericit norod, oameni buni! Iubitul nostru, voievod Ștefan Vodă, trimite veste prin solii săi credincioși că treburile domnești îl cheamă numai decât la cetatea Romanului. Iar noi, aici, la mila Măriei sale, să închinăm câte un păhăruț în cinstea sa. În acest timp, Măria sa, Ștefan Voievod, fiul lui Bogdan al II-lea, soarele ce avea să dea strălucire și glorie Moldovei și întreg neamului nostru românesc, ajunse cu alaiul domnesc la porțile catedralei episcopale. Sări din șaua mândrului armăsar catalan, despre care legenda spune că era fermecat, dădu frâile și urmă la pas cărarea pietruită, de pe care mulțimea de norod se dădu în părți, lăsând liberă calea Măriei sale. Femei și bărbați, tineri și bătrâni, stătură din suflare, neîndrăznind a mai ridica privirile spre Domnitor. L-am văzut pe Măria sa la înscăunare, dar n-am îndrăznit am ridica privirea mai sus de inelul cu pecete mare de-l poartă pe deget. De data asta îl voi privi pe Măria sa drept în ochi. Copile, ridicați privirile către Domnul tău, căci văd cum ochii îți capără fulgerile cutezanței și săgeată nedumeririle minții tinere. Să ne trăiești într-o slava neamului care și-a pus nădejde în tine. Ridică-te, copile! Al cui fecior ești? Al comisului Ioniță de la Voroneț. Atunci ai moștenit de la tătâne tu și dragostea de vietățile naturii și priceperea de a purta de grijă armăsarilor domnești. Fugi de grabă și îngrijește-te ca lui catalan, armăsarul meu fără de pereche pe lumea aceasta, să nu-i lipsească ceva. Hrană și apă să aibă din belșug! Voi face precum ți-e porunca, Măria ta. Iubite noroade, domnul țării Moldovei vă dă de știre că grija lui mai dintâi e binele Măriei sale și al supușilor săi. Toate luptele și toți buciumul de mai înainte și cele ce va urma sunt în binele neamului moldovenesc, ce trebuie pus la adăpost de prigonitorii turci, tătari, unguri, ori alte nații ce pândesc precum hultarul înfometat. Rămâneți dar și petreceți, cinstiți și închinați în cinstea Domnului ce e aici cu voi. Iar acum rămâneți cu Dumnezeu, căci eu dinpreună cu mitropolitul și cu boierii mei ne vom așeza la sfat într-o bunăstare a țării. Zicând aceste, domnitorul părăsi mulțimea și trecând de turnul cel mare al episcopiei, se îndreptă către biserică și locul de închinăciune, urmând ca mai apoi să puie țara la cale împreună cu sfatul domnesc. Logofete tău tu, acum la un an după ce am izbăvit pe câmpul dreptății, acolo lângă Doljești,
a venit vremea ca din îndestularea noastră să facem danie către mănăstirea Bistrița ce-i construită de Alexandru cel Bun. Așa că, logofătă tăutu, pune de grabă și scrie actul de danie pe care îl vom adeveri cu pecetea străbunilor Mușatin, a căror fiu și nepot mă găsesc. Măria ta, îndrăznesc ca ți-aduce aminte că, precum măria ta a grăit nu cu multă vreme în urmă, prea umilul de mine, logofăt tăutu, am scris scrisoul solemn care înzestrează mănăstirea Moldovița. Precum ți-a fost voia, actul zice așa. Eu, Ștefan Vodă, fiul lui Bogdan al doilea, urmaș din stirpea Mușatinilor, dăm din mila Domnului Dumnezeul nostru atotputernic. Azi, a 21-a zi a lui Florar, pământurile aflate până la hotarul Moldovei de miază noapte, mănăstirii Moldovița. Hramul bisericii va rămânea, ca și până azi, în luna lui Mart 25, de bună vestire, așa cum a fost voia părintelui ctitor Alexandru cel Bun. Roadele pământurilor vor hrăni călugării ce au grijă a mănăstirii, dar și pe cei aflați în ananghie. Precum ne-a fost voia, așa s-au făcut din porunca noastră, Ștefan Vodă, domn al Moldovei, prin voia sa și a poporului moldovean. Măria ta, prea bunul Dumnezeu, vede faptele tale bune și dragostea ce-i porți poporului tău. De aceea, la vremuri de nevoie, nădăjduim a-ți călăuzi pașii spre izbândă. Cu bunătatea celui de sus, prin curajul măriei tale și ajutorul neamului să faci lumină și pentru țara Moldovei. Preacucernice, simt în vorba voastră umbra îngrijorării. Vreau mă sfătui la ceva și nu puteți? Măria ta, cu unguri într-o coastă și cu furia otomană și tătărască în alta, liniștea noastră nu va fi nici când de plină. De aceea, cerem o zi de apărare în plus. Ar fi de mare trebuință. Mitropolite, mare act de curaj ai săvârșit, spunând și cerând așa ceva domnului tău. Nu voi pune să fii pedepsit pentru îndrăzneala de a-i da voievodului învățături despre cum trebuie apărate așezările țării sale, căci mare dreptate ai. Să ne ierți, măria ta, îndrăzneala, mult am cugetat până i-am luat inima în dinți. De vreau mă osândi, așa vei face, dar mai de folos ți-aș fi viu. Ridică-ți privirile preacucernice și povestește-mi, la ce te-ai gândit pentru ridicarea cetății? Să ne trăiești, măria ta, știam noi că înțelepciunea și priceperea domniei tale vor trece înaintea furiei. Boieri, deci care vi-ți planurile pentru noua cetate? Măria ta, precum cunoști și tu, nu departe de târgul Romanului, la un sfert de poștă, e împreunarea celor două ape, Moldova și Siretul. Cu toții la sfat am stat și am gândit că bine ne-ar mai prinde dacă am ridicat acolo cetate. Cetatea se va ridica, iar ea va fi din piatră și va fi prima stabilă de apărare a cetății de scaun de la Suceava. Tot prin această fortificație se va apăra marele drum de comerț și de oaste ce trece pe aici. Măria ta, umilul tău rob, a îndrăznit a cerceta locul la care boierii s-au gândit. Mai mult de atât, am cugetat a face și un plan în caz că măria ta s-ar fi arătat nerăbdătoarea de construirea cetății de apărare. Și acum, de ce nu grărești precum îți este vrerea? Măria ta, cetatea va avea ziduri puternice și își va înălța spre soare 7 turnuri. Locul e nisipos, iar apa dă să țâșnească la prima lovitură de târnăcop. Așa că la sfat, cu meșterii mei zidari, am hotărât construcției fundație solidă, din două rânduri de șanțuri, deasupra lor câte un par, la câte un lat de palmă. Și mai deasupra, luați pe destejar. Șanțul de apărare va să fie lat, de 6-8 stânjeni și căptușit cu lespezi de piatră și inundat cu povoaie din apa Siretului. Meștere Nechifor, văd că îndrăzneala ți-e desăvârșită de pricepere. Planul cetății noi de piatră îmi pare bun. Logofăte, pune de scrie Hrisov de mare slobozenie meșterului Nechifor, de la care împreună cu zidarii săi se va ridica pavăză țării. Meștere, nădăjduiesc că precum ți-este și numele, te vom găsi victorios asupra pământului potrivnic și peste un an, când va veni sorocul, pe acele locuri nisipoase ale gândinților, se va fi înălțat mândra cetate nouă a Romanului. N-ai pe grijă, măria ta, ne-am străduit și-o mânălța mândrul lăcaș de ședere și apărare pentru târgul Roman. Postelnice neculăieși, las în sarcinea domniei tale să numești pârcălap cetății ce va răsări la întretăieri de ape. Acolo... Să trăiești, Maria.
să se știe acolo unde Moldova se varsă în Siret. Că acolo se va ridica cetatea nouă a domitorului Moldovei, Ștefan Vodă. Poselnice, dă ordin jitnicerului Stavăr să se ocupe de hrana constructorului ce va alege meșterul Nechifor. Meștere, neîntârziat adună zidarii pentru a te apuca grabnic de astă lucrare. Și nu peste mult, căci anul nu apucă să se împlinească, cetatea nouă a romanului se înălța falnică în locul ales, acolo unde apa Moldovei se pierde în vâltorile Siretului. Ștefan, împreună cu alaiul său domnesc, purcede spre târgul romanului, urbea veche de la Mușatin lăsată. Primul popas este episcopia romanului, unde voievodul este întâmpinat de mitropolitul Tarasiu. Bine ai venit, măria ta! Cu toții te-am așteptat cu mare bucurie și cu mândria că ce ți-am arătat ți-a plăcea. Iată, noua cetate a romanului așteaptă să-ți fie închinată. Împreună cu noi, poporul, îți dorim ani mulți de viață și de domnie. Să ne trăiești, măria ta, și să ne duci Moldova spre glorie! Vă mulțumesc, supușii mei credincioși! E de datoria noastră să apărăm țara, căci ea singură rămâne zestrea urmașilor noștri. Pentru ei suntem datori a o păzi și crește, chiar cu sângele și viața noastră. Dar ce se iscă în acele ogrezi ale episcopiei? Voi să intru la domnul nostru Ștefan Vodă. Am treburi importante aici de stănuit. Tătuca m-a trimis. Aduceți-l înăuntru pe flăcăul acela ce răgnește. Lăsați-l să intre. Să ne trăiești, măria ta. Tătuca m-a trimis să spun că mare necaz te paște pe tine și mare pericol să abate asupra țării Moldovei. I-au spus lui niște negustori dinspre Liov că Matia Corvinul, regele Ungariei, vrea te pedepsi pentru curajul tău de a te fi ridicat la luptă împotriva secuimii. Căci ucigașul lui Petru Aron, părintele domniei tale, a depus de unguri fum, când până și regele Poloniei îl izdunise pe acela din țara sa. Credincioși boieri, mitropolite Tarasie, trimiteți veste la oanță, pârcălap de cetate nouă, că a venit vremea să vedem cât de cufulos este construcția cea nouă. Curând, cetatea va primi și botezul de foc, nu doar mângâierea apelor lângă care se lășluiește. Și în adevăr, pustiu de foc trecut peste cetatea lui Roma Mușat și peste cetatea nouă. Dar Ștefan nu se recunoscu de fel învins. Ce mai urmă în lunga sa domnie, cu toții vom afla întorcând și anul viitor, o filă de cronică romașcană. Să aplaudăm pe elevii actori ai Colegiului Național Roman Vodă, Lupușorul Radu, Munteanu Alexandru, Peiu Costin, Gergel Monel, Mona Calin, Chițimuș Vlad, Helmut Marius, Toma Victor, Enea Rareș, Nedel Cubiana, Bianca, Butnaru Bianca, Farcaș Amelia, profesor coordonator Nacu Anda și Andoviș Mihaela, Radu Cristina. Aplauze! Invităm acum pe scenă pe elevii Colegiului Tehnic Petru Poni din Roman, care vor interpreta sceneta Lecția de Istorie. Personajele sunt elevul Grigore Rareș, cronicarul Bilboc Marcelina, solul Stănician Mihai, Ștefan cel Mare Stan Andrei, boierul Vlaicu Airine Eugen, logofătul Toma Bordea Alexandru, jupân Hudici Asavei Bogdan, coordonator profesorii Mihoc Mirela, pescaru Monica și rusul Dănuț. Aplauze pentru elevii Colegiului Tehnic Petru Poni din Roman. Îmi scoate sufletul istoria asta. Auzi tu, eseu despre personalitatea istorică și culturală a lui Ștefan cel Mare. De unde să știu eu despre el? Și de ce m-ar interesa pe mine fapte care s-au petrecut deja și pe care oricum nu ai cum să le mai schimb? Dacă nu aș avea un patru, nici nu mi-aș bate capul cu el. Parcă mi-ar folosi la ceva dacă știu cine a fost Ștefan cel Mare și când a trăit el. Dar oare când a trăit? Nici asta nu știu. Iar îmi pune patru, iar mă lasă corigen.
și atunci să te ții scandal cu ai mei. Ia să mă duc bătesnițel. Măcar așa, de ochii lui. Preanaltă poruncă din chiar gura Domnului nostru, Marele Ștefan Voievod, închin ție această carte în care m-am căznit din greu să zugrăvesc, în slove prea umile, faptele, toate câte s-au întâmplat, pentru a fi pildă și învățătură celor ce din mila Domnului vor urma nouă. La curtea celui ce domnește cu cucernicie, peste toată Moldovlahia și peste țărmul mării, iubitorul de Hristos, Marele Ștefan Voievod. Eu, Mahomet al doilea, trimis al lui Allah pe pământ, Domn al domnilor lumii, Rig al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce bine voiește a dat tihnă și război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova, de data aceasta să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii doi ani, așa după cum îl aduce domnul Valahiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Îți poruncesc să-mi deschizi de îndată porțile cetăților tale de la Mare, Chilia și Cetatea Albă. Ne povățim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi, ale papei de la Roma și ale venețienilor. Și-ți va fi ție bine pe pământ. Altfel, să nu faci, căci mila noastră e adiere de primăvară, dar supărarea, volbura furtunii. Cunoaștem puterea împărăției otomane. Știm că o țară mică poate părea o pradă ușoară pentru oștile preamăritului sultan. Noi însă rugăm pe măria sa să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codrile stejari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori liniștea și libertatea hotarelor țării mele au fost puse în primejdie. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul! Întreb sfatul, dacă încuvințează ridicarea țării să ne împotrivim lui Mahomet Sultan, dacă nu ne vom opune, oștile otomane vor fi în curând la hotarele Moldovei. Înălțate, Doamne, suntem alături de mărea ta cu sufletul și cu brațele. Cetele boierești și steagurile de viteși și de răzești sunt gata de luptă, măria ta. Măria ta, eu zic să nu ridicăm încă gloatele de pe moșiile noastre. Ne rămân pământurile nelucrate, măria ta, casele în paragină, poamele neculese. Țara e săracă, măria ta, țara e mică. Ba e bogată țara, atât timp cât oamenii sunt liberi și pot să viseze. Norod mic, vise mari. Mic ești tu, Moldova nu e mică. Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori. Frumos le grești, boier Vlaicu, dar turcul e puternic. De ce să nu facem și noi ca muntenii și să plătim pirul pentru a putea trăi liniștiți? Dar ce-ți închipui, jupân hudici? Crezi oare că turcii vor cruța hoiturile plecate în țărână? Vor trece peste noi cum trec tătarii peste pălăriile pustiului. De ți-e teamă? Îți voi arăta eu ce înseamnă să, ce ușor e să mori în rândurile vitejilor. Aduceți coroana cu cinci ramuri a Moldovei și puneți-o pe capul jupânului hudici.
și cu ea în cap să cadă la picioarele lui Mahomet. Iartă-mă, Maria ta, fie voia ta, Doamne, fie voia ta, că pe toate le știi mai bine ca noi. Vezi tu, din poziția asta nu vei mai privi înainte niciodată și nu vei mai sta drept decât în întuneric. Pe mine nu mă supără părerile dimpotrivă, dar mă supără frica și fățărnicia. Pe viață și pe moarte stăpânești, Maria ta, iertare. Stăpână și Doamnă-ne e țara ce o avem dată în păstrare, iar eu am jurat să dau acestei țări și neamului ei libertate și onoare. Ar trebui să găsim taina care ne-a ținut aici 1000 și mai bine de ani. Noi suntem aici de la începutul începutului, pentru că știm taina răbdării, a omeniei și a înțelegerii cuvincioase a lumii. Duceți-vă în popor și spuneți că mergem să ne potrivim turcilor. Iar cine nu e alături de mine, boieri, oșteani sau om de rând, e împotriva țării! De atunci, anii au prins să se scurgă că tineri și odată s-au prăvălit popoaiele păgânilor barbari. I-am mai bortit noi cu sulița, după cum ne-au ajutat puterile. Și să nu grăim cu păcat, ne-au cam ajutat. Vitejiei românilor li s-a dus bucur. Când n-am mai putut, ne-am căutat adăpost în inima codrului. Cartea mea, iubite cititorule, va fi poate înghițită de aripa neagră a timpului, dar atât timp cât despre înțelepciunea acestui domnitor și vitejia neamului său, vor susura izvoarele, vor șopti frunzele în bătaia vântului și va sta mărturie cremenea munților. Putem dar măsura istoria fără să plecăm ochii. Doamne, ce bis! Ce bis! Cred că știu acum cine a fost Ștefan cel Mare și la ce folosește istoria. Colegiului Tehnic pentru Poni Rodoman.